Băi, vă salută, fratele Conac, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, un nou experiment pe stradă. Și o să-mi dau masca jos de data asta, pentru că a spus că masca era mică. Nu este mică, doar că mă chinuiam eu să gesticulez foarte mult din gură când vorbeam și îmi cădea un pic de pe față. Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, un nou episod cu experimentele noastre pe stradă. 50 de lei pentru fiecare persoană care răspunde corect, iar la fel sper să avem 10 norocoși dacă vor răspunde corect la întrebarea noastră, doar că de data asta este un pic mai greuță și o să o aflați în minutele următoare. Nu uitați, Conac Oficial pe Instagram, merch-ul ăsta îl găsiți în descriere dacă vreți să cumpărați de acolo, TikTok Conacu. Haideți să-i dăm drumul la întrebarea noastră de astăzi. Care este sportul oficial al României? Vreți să ne răspundeți la o întrebare? Da. Am un challenge pentru dumneavoastră, Alex mă numesc, haideți să stăm așa ca să nu bată vântul. Da, eu sunt de acord să vă recompensez cu 50 de lei dacă răspundeți corect la o întrebare simplă. Sunteți de acord? Da, sunt de acord. Ok. Care este sportul oficial sau național al României? Fotbal. Nu. No. Bateți pumnul, este oina. Ah, da. Să trăiți, fiecare, să trăiți, să trăiți. Avem primul rateu, dar sper că vreau să dau banii astăzi. Sper să dau banii astăzi. Nu vă supărați, vreți să ne răspundeți la o întrebare? Am un challenge pentru dumneavoastră. Vreau să vă recompensez cu 50 de lei dacă răspundeți corect la o întrebare. Vreți să participați? Nu prea. Nu prea? Nu. E întrebare simplă. Puteți să câștigați 50 de lei. Ok. Vino încoace. Cea mai prostă actorie. Cum te cheamă? Adi, vreau să te recompensez cu 50 de lei dacă răspunzi corect la o întrebare. Vrei să participi? Da. Am încercat să-i tricuim pe oameni, le zic eu adevărul și nu, dar sper să știi. Bun, așa. Care este sportul național al României? Oina. Altă întrebare. Poți să iau pe toți? Nu. Pleacă de aici că mi-ai luat 50 de lei și nu trebuia. Băieți, i-a zis ăla treaba asta, nu e bine. Bun, am o întrebare foarte, foarte simplă pentru tine. Îți dau 50 de lei dacă răspunzi corect la ea. Da. Vrei? Care e sportul național al României? Haide, ușor? Nu, îți mai dau o încercare, hai. Mai gândește-te. E sportul național. Fotbalul se practică, dar nu e național. Nu știu. Nu poți? Bate pumnul aici, e oina. Mersi mult că ai participat. Trece la următoarea persoană. Trebuie o întrebare foarte simplă și să vă recompensez cu 50 de lei. Dacă răspundeți. Vă dau 50 de lei dacă răspundeți corect. Ce vrei să spun? Care este sportul național al României? Oina. Felicitări! Mersi. Să trăiți. Și n-ați vrut. Băi, deci astăzi, ca să înțelegeți, eu știu deja treaba asta, vreau să evit oamenii bătrâni, nu bătrâni, mai în vârstă, pentru că ei ar trebui să știe 100%, cum au fost cu 7-8 copii mici care sunt încă în școală. Da? Astăzi atacăm așa un pic. O să mai atac un om mai în vârstă, pentru că îmi place să se recompensez și pe ei că au probleme cu pensiile, cu astea noi intrăm în discuții, dar vreau să merg exclusiv pe tineret. Băiatul ne-a recunoscut că am fost la 7-8, corect? Te-ai uitat la clip? Corect. Cum ți s-a părut? Super mișto. Super mișto. Bun. Azi am o întrebare, dar pentru că m-ai recunoscut, dar de fapt, mă, că te plătești și pe tine. Hai să vedem. Dacă nu te plătesc eu. Bun. Bine, dacă nu știi. Simbole vorbim. Așa. Bun. Care este sportul național al României? Bate pomul aici. Te pom, mersi, salut. Băi, oamenii care răspundă pomegul trebuie să nu-i mai iau, mă, frate, pentru că știu deja răspunsul la chestia asta. Salut, bro, vă pup. Te-ai oferit să-ți pun o întrebare, dar nu o să te plătesc pe tine că ai vrut întrebarea. Dacă nu răspunzi corect, promiți să-ți inviți toți prietenii să-ți dea subscribe la mine? Da. Bine, hai. În ce an a început primul război mondial? Primul război mondial. 1990. Nu. Mă, e prea târziu pentru tine. Hai încă o dată. În ce an a început al doilea război mondial? Hai, mă, simplu. 1939. Bravo, mă. Te-am ajutat. Rămâna, bună. Vreau să vă pun o întrebare. Vreau să vă recompensez. Vrei tu să răspunzi? Da. Fii atentă. Îți dau 50 de lei dacă răspunzi corect la o întrebare foarte simplă, okay. Da? Bun. Ai văzut cumva clipul meu pe YouTube? Știu, te cunosc, okay. Dar nu știu. Bun. Deci ai 50 de lei dacă răspunzi corect. Ok. Bun. Întrebarea mea este, care este sportul oficial al României? Fotbal?
Nu. Dar mai încerc o dată. A, oină? Felicitări. Mulțumesc. Bate pumnul aici. Cum te cheamă? Patricia. Patricia, pe mine o cheamă Alex. Mersi mult că ai răspuns. La revedere. O zi bună. Așa, mai avem de dat bănuți. Să vedem ce oameni vom culege. Salut. Vrei să-mi răspund la o întrebare? Te rog. Vreau să te recompensez cu 50 de lei dacă răspunzi corect la o întrebare simplă, da? Te rog. Ești pregătit? Sigur. Care este sportul oficial al României? Oina. Felicitări, ai câștigat 50 de lei. Mersi frumos. Cum te cheamă? Răzvan. Cum? Răzvan. Răzvan, felicitări, Răzvan. Salut. Uitam o doamnă aici în spate. Nu vă supărați, vreți să răspundeți la o întrebare? O întrebare foarte simplă, vă recompensez cu 50 de lei, v-ați luat flori. Nu vreau. Ok. Bun. Păi dacă răspundeți corect, vă dădeam bănuți. Ok, bun. Care este sportul național al României? Fotbal? Nu. Încă o dată? Ceva vechi. I se mai zicea și țurca. A, haideți, că trebuie să știți. Bățul ăla și da. Se încadreze într-un cerc. Ok. Vă dau indiciu. Cu O. Nu, no, de ce să... Oina. A, da. Bateți pumnul aici. Bun, haide mai încercăm să vedem ce găsim, ce prindem. Fetele, vreți să ne răspundeți la o întrebare? Nu. De ce? De ce nu vreți? Nu știți? Nu știi? Haide! Haide, vină dacă răspunzi! Hai, vină încoace! Poftim? E o întrebare simplă, dacă nu știi, nu știi. Dacă știi, te recompensez cu 50 de lei. Haide, vrei să facem? Haide, mă, trebuie să ai coie ca să fii o zână. Cum te cheamă? Cum? Liz. Liz? Bună, Liz, eu sunt Alex. Bun, îți dau 50 de lei dacă îmi răspunzi corect la o întrebare. Care este sportul național al României? Gândești. Bă, nu, mă. Hai, mă, nu. Uite, îți dau un indiciu dacă vrei, că vreau să-ți dau bănuți, nu sunt rău. În trecut îi se mai zicea țurca. Nu există un sport care se numește oina? Ba da, felicitări. Serios? Da. Bate pămâna aici, Liz. Mulțumesc mult! Mersi și eu! Pa, pa! Uite, mă, că merge, mă, din a doua, dar merge! Salut! Vrei să răspund la o întrebare? Salut! Am o întrebare pentru tine și te voi recompensa cu 50 de lei dacă răspunzi corect. Vrei să participi? Cum te numești? Adrian. Adrian. Bun. Întrebarea mea este, care este sportul național al României? Fotbalul. Nu. Este oina. Dar tu joci basket, oricum. Cum? Italiano. Ah, ok. Italiano, tată. Cum se zice în italiană? Care este sportul oficial al României? Spuneți-mi voi. Care e? Scrieți în comentarii acolo, vreau să știu. Hai, vino la mine, nu fugi. Vrei să spun o întrebare? Hai, vino încoace. Hai că te-am prins, ești cu două fete. Dar fii atent, înainte de întrebare, zi-mi cum te cheamă. Vlad. Vlad. Ilinca, Alina. Mă, am crezut că îți două Ilinca ca în clipul trecut. Salut! Bun. Care dintre ele e iubita ta? Eu. Ok. Bine, nu are ochi pentru ea, că e doar pentru tine. Bun. Vreau să spun o întrebare foarte, foarte simplă și îți dau 50 de lei dacă îmi răspunzi la ea. Ok? Care este sportul oficial al României? Gândește-te. Gimnastică. Nu, mă. Hai, mă, pentru fată, mă. Ești tu, Flori. Îți mai dau o încercare, da? Începe cu O. Haide. Haide, mă, pentru fată. O să mă gândesc. Hai. Nu e o să mă gândesc, gen. Asta e să te gândești. Ok. Tic, tac, tic, tac. Sport oficial? Stai un pic. Da, sport oficial. Începe cu O. Ce sport începe cu O? În trecut îi se mai zicea țurca. Haide! Da, bă, că e sportul național al României, nu știu. Cu O, sport cu O. Zic eu, dar nu o să te recompensez. Oina. Mă! Bate spumă aici, nu sunteți proști, mă. 7-8. Bravo. Ia uite, ai răspuns. Hai. Ia zi. Am văzut că te-ai oprit, ai fost atent la discuția noastră, nu știu, trebuie să te întreb altceva. Uite, eu întreb oamenii, tu m-ai văzut cumva la clipul trecut? Da. A, ok, ai văzut clipul. Am văzut mai multe. A, mulțumesc mult. Deci mă cunoști. Hai să găsim și pentru tine o întrebare simplă, să ne iei bănuții, da? Da. Uite, o întrebare și mai simplă decât asta pe care o pun eu acum, este în felul următor.
3 ori 3, fac 6 sau face 6? Face 6. Nu. Fac 6. Nu, 3 ori 9. N-ai fost atent. Hai, îmi pare rău. Zile la oameni aici ceva. Sunt prea obosit și nu mai merge mintea. Te pup, bradere, mai bat o dată. Te pup, mersi mult. Vrei să răspunzi la o întrebare? Ce întrebare? Fii atent, am o întrebare foarte simplă. E iubita ta? Da. Cum te cheamă? Ștefan. Bate pumnul, Ștefan. Pe tine? Cristina. Cum? Cristina. Cristina. Fii atent, Ștefan, îți fac 50 de lei cadou. Dacă răspunzi la o întrebare, să-i cumperi ceva frumos Cristinei, da? Da. Bun. Întrebarea mea este, care este sportul național al României? Uina. Felicitări, felicitări. Nu știu, l-am înfrânt? Ce? L-am bătut, l-am făcut? Da. A fost bun disul meu sau al lui? A fost. Al meu sau al lui? Al tău, normal. Mersi mult, salut. Ai dat-o bine. Salut. Vrei să răspund la o întrebare? Sigur. Bun. Fiți atent aici. Cine dintre voi vrea să răspundă la o întrebare și vă recompensez cu 50 de lei? Hai tu, ceată. Bine, eu. Tu? Cum te cheamă? Ioana, Alex. Și pe tine? Evelin. Un nume frumos. Bun. 50 de lei dacă îmi răspunzi la întrebare. Care este sportul național al României? Fotbalul. Nu. Hai, nu, gândește-te, că vreau să dau 50 de lei. Băutul. Nu. Nu, uite, fii atent. În trecut îi se mai zicea țurca. Țurca? Da. Începe cu O. Nu pot să zic mai mult. O? Da. Olăriță. Nu, olăriță cu Brad Pitt. Bine. Olăriță, știi. Haide. Una dintre voi, că vă dau 50 de lei. Haide. Dintre voi, între voi două. Începe cu O. Ocaină. Nu știi? Oina. Oina. Da, mă. Nu aș fi zis. Super. Bate pumnul. Scuze, voiam să vă dau 50 de lei. Data viitoare. Mersi, papa, papa. N-aș știu să răspundă. Hai să vedem. Încă două bagnote, băieți. Salut! Vrei să răspund la o întrebare? Da. Ok, cum te cheamă? Andrei. Andrei, salut, Alex. Salut, Ștefan. Ștefan, cine dintre voi doi răspunde? Eu. Bella tu. Ciao. Bella Ciao, ok. Îți dau 50 de lei dacă îmi răspunzi corect la o întrebare. Ok. Întrebarea mea este, care este sportul național al României? Oina. Felicitări. Mulțumim. Salut. Ce faceți cu banii? Ne luăm Teddy. Așa, mă, bravo. Salut. Deci au Teddy, băieții, mă. Sportul național al României. Sportul național al României? Da. Sport. Nu e. Atletism? Nu. Și atunci? Oina. Oina? Da. Oina. După ce ai auzit de la mine? Oina oricum este. Poftim? Oina oricum este. Păi asta era întrebarea. Care e sportul național al României? Atletismul și sportul. Nu națiune. Băi, bate tare vântul. Astea au fost persoanele, am rămas însă cu 50 de lei pe care vreau să-i dau cuiva, pentru că nu au știut toate persoanele să răspundă corect. Deja s-a dus timpul nostru de filmare. O să facem decât să-i dau cuiva așa. Mai bine am eu o idee mai bună. O să-i dau altcuiva care are nevoie de ei. Să rămână. Băi, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip. Sper că v-a plăcut. Al doilea clip din această serie. Am mers pe recomandările voastre și am pus întrebări oamenilor în continuare pe stradă. Alții au știut să răspundă, alții n-au știut să răspundă. Puțin mai greu decât la primul episod. Dacă vreți să mai facem clipuri de genul, în rubrica de comentarii acolo să-mi scrieți ce întrebări să le pun oamenilor și dacă vreți să schimbăm și răsplata, adică să le dau mai puțin sau mai mulți bani, scrieți tot voi acolo în rubrica de comentarii. Merch disponibil în descriere. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Jegosul. Băga, mi-e dor de Jegosul suprem. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Cunac Oficial. Like la acest clip. Subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Am fost Cunac, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ciao. Mie nu-mi pasă că e ușor sau că e greu. O să rămân conacul și așa va fi mereu. Povestea mea e fix cum o prezint. Nu mă ascund după degete, eu spun ceea ce simt. Mie nu-mi pasă că e ușor sau că e greu. O să rămân conacul și așa va fi.